Pentru cei care își caută un loc de muncă, AJFM Mehedinți vine cu o veste bună. Este vorba despre o bursă a locurilor de muncă organizată pe 19 octombrie, începând cu orele 10. Până în acest moment, în urma activităților de contactare a agenților economici, avem 45 de oferte de locuri de muncă vacante de la 45 de angajatori. Aceștia au confirmat că vor participa la această acțiune și ne-au trimis ofertele cu locuri de muncă vacante, acestea însumând aproximativ 350 de locuri de muncă vacante. Sunt angajatori care operează în diferite domenii de activitate și aici vorbim de industria prelucătoare, ușoară, comerț, alimentație publică, transporturi, construcții și diverse activități de prestări servicii. Iar paleta de meserii în care sunt oferite aceste oferte este foarte diversificată. De asemenea, AJFM îi anunță pe șomeri că, la momentul actual, la nivelul județului există 148 de posturi vacante în diverse domenii și meserii, atât pentru persoanele cu studii superioare, cât și pentru cele cu studii medii. De asemenea, prin compartimentul de formare profesională facem înscrieri pentru a începe 7 cursuri de calificare-recalificare care se adresează șomerilor înregistrați în evidențele noastre, indemnizați sau neindemnizați. Facem înscriere pentru a începe cursuri meserile de cofetar, patiser, ospătar, barman, brutar, frizer, instalator gaze și sudor. Vrem să începem aceste cursuri cât mai repede posibil, pentru ca după aceea să putem face înscrieri și pentru alte cursuri, pentru alte meserii. Informații suplimentare pot fi obținute de la sediu. Pentru persoanele care nu locuiesc în Drobeta, Turnu Severin, există 5 puncte de lucru în județ. În Orșova, Baia Mare, Strehaia, Cujmir, Vânjumare.